deschisă înainte de înainte de a începe ședința, avem colindători și aș vrea să-i primim ca după să continuăm ședința. deschideți poarta sufletelor voastre. Nu am venit să cerem, ci am venit să dăm. Suntem împreună cu tinerii de la Asociația de Tineri Unestim, cu părinți care s-au născut și activează pe zona Târgului Baică, pe lângă dumneavoastră. Din zone mai închise, așa am fost sau mai suntem. Sperăm ca să vă luminăm începutul acesta de pregătire pentru sărbători, chiar în această ședință festivalul dumneavoastră, prin câteva colinde tradiționale ale noastre, ale românilor. Vă mulțumim și că ne priviți în casa dumneavoastră fiecare dată. Oh,
zor la drum. Haile lui Doamne, arcurii le-au încordat. Haile lui Doamne, câinii și-au deslegat. Haile lui Doamne, în poiana muntelui. Haile lui Doamne, iată cerul Domnului. Haile lui Doamne, un luce a fost strălucitul. Haile lui Doamne, că astăzi fii luce sfântul. Haile lui Doamne, pacea duce pe pământul. Haile lui Doamne, sângea să nu mai curgă. Haile lui Doamne, lacrimea să nu se scurgă. Haile lui Doamne, din săgeți ce făceau. Haile lui Doamne!
Thank you.
Să vă facem o orare de Crăciun, o orare din bucuria nașterii Domnului, corul de copii de la parohia noastră, corul Ziurel, renumit, așa, plus corul Luna Vestire, a venit să vă aducă o orare de suflet, împreună cu gândurile noastre de sănătate și spor în tot ceea ce vă doriți. Mai înainte am înțeles că a fost oneștiu. Ei, aceasta este Târgu Ocna, să știți. Nu uitați.
dați, că nu... Vă dăm, vă dăm! Oh, my God.
Domnul nostru, dar rupt verde de-ai mătase, dai, Domnul nostru. Hai, mai, hai, mai dar suflete, dar rupte, Doamne, Domnul nostru, mai dar suflete, dar rupte, dai, Domnul nostru. Hai, mai, hai, colac niciun vin roșu, Lord,
așa, domnule. Înainte de a da citire ordinei de zi, supun la vot procesul verbal 28-18-2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și procesul verbal din 11-12-2017 de la ședința extraordinară. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Dau citire ordinei de zi. Proiecte hotărâre privind alegerea domnului consilier Antonie Cristian, președinte de ședință pentru luna ianuarie 2018. Proiecte hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Târgu Ocna pentru anul 2018. Proiect de hotărâre pentru acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 2860 metri pătrați către Delgaz Grid S.A. în vederea realizării lucrărilor de modernizare linie electrică subterană 20 kV, stația Târgu Ocna, punct de transformare numărul 19 Târgu Ocna și punct de transformare numărul 30 Târgu Ocna, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit al dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 25 de metri pătrați către Delgaz Grid S.A. în vederea realizării lucrărilor de înlocuire, izolare, linie electrică subterană, 20 kV, Târgu Ocna, Salina, județ Bacău. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local Târgu Ocna a imobilului situat în orașul Târgu Ocna, strada Costache Negri, loc 14, 61, parter, județul Bacău. Și ultimul punct, informare privind vizita efectuată de primarul orașului Târgu Ocna în municipiul cea unitate teritorială autonomă, găzduit Găgăuzia, Republica Moldova. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Mai avem o suplimentare pe ordinea de zi, la o citire. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern avizat de către Comisia Autorizare a împrumuturilor locale, conform hotărârii 5272 din 19-12-2017 și o informare cu privire la obiectivul de investiții, reabilitare, străzi, oraș Târgu Ocna, străzile sunt Salinei, Râul Brucica, Proiectul O Grămadă, Coasta Mădurii, Gura Slănin, parțial, Ștefan Constantinescu, Aframiancu, Vasile Alexandrii, în lungime de 200 metri, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Da. Supun la vot suplimentarea de pe ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Permisiunea dumneavoastră să iau loc. Și trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Antonie Cristian, președinte de ședință pentru luna ianuarie 2018. Consiliile? Comisia juridică din luna singură și de la vizita dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul președinte. Supun la vot primul punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Târgu Ocna pentru anul 2018. Comisiile? Comisia juridică din Sfântul. Comisia economică din Sfântul cu amendament. Comisia o să citesc amendamentul. Deci amendamentul propus de Comisia Juridică este să taxele și impozitele
toate, nu vorbește cu mai mult de 50%, deci vorbește cu mai mult de 50%, dar erau câteva, cum era la taxa Lupo, care era compusă de 25% de către executiv, iar la punctul B, taxele și fixe, care sunt la faza și ținere incendiilor, în valoare de 15 lei, până la 15 lei pe locuință, pentru cele private, 30 de lei pe an pentru persoane juridice, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate și cabinete medicale individuale, 30 de lei pentru persoane juridice SRL și 300 de lei pentru persoane juridice SA. Vă mulțumim. Dacă sunt discuții la acest punct de pe ordine de zi. Domnul Măciucă, vreau să vă citesc un exemplu, modul de cadru, care mi-a fost anumitat în materiale și ar vrea să vă spun așa. La impozitul de teren persoanele fizice, teren arabic, 1210 de pătrat, zona pe intravilan, scade impozitul de la 189 la 9 lei, probabil, da? Deci impozitele scad. Are cumva vreo legătură că domnul primar și consilier dețin terenul în această zonă de scade acest impozit? Nu râdeți, domnul primar. Deci astea sunt materialele care le-am primit. Eu cred că trebuie să ne răspundă doamna Senoana, domnul primar. Modificarea de șoarcuri vine din modificarea legislativă, pentru că ca se schimbă de la 1 martie 2018 și cei 400 de metri pătrați de curs construcții, care până acum se impozitau obligatoriu din orice suprafață cu altă destinație de curs construcții, adică arabil, livezi, pășuri și altceva, rămâne la categoria care este trecută în actul de proprietate. Era un nonsens până acum. 2 ani de zile așa am funcționat, pentru că așa a fost codul fiscal. Deci, din 1200, exemplu, era așa. Din 1200 de metri pătrați într-o zonă B, oarecare. Calculul anul ăsta era 400 de metri impozitam la curs construcții, adică o valoare foarte mare, și avea diferență la arabil. Legiuitorul vine și reglementează acest lucru și în anul 2018 cei 1210 metri pătrați vor fi calculați la categoria arabă, în totalitate. Deci este pur și simplu o corecție a codului fiscal. Nu am primit această corecție în materialul legislativ. Corecția este trecută. Am scris un raport, este la sfârșitul raportului, actul normativ este trecut acolo. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă mai este cineva la cuvânt. Domnul Mihai Rusu. Da, așa cum am anticipat și am și spus-o în ședința luna trecută, nu veți avea cum să construiți bugetul local odată ce ați mărit salariile angajaților primăriei, fără să măriți taxele și impozitele locale. De aceea, consilierii PNL din Consiliul Local, pe luna, vom vota împotriva măririi taxelor și impozitelor. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest punct? Față de anul precedent, observ că s-au instituit taxe noi pentru promovarea turistică a localității, taxă pentru apărare civilă și PSI. Avem un quantum de 2 lei pe fiecare zi de sejur a turistului. La articolul 4, la articolul 8, avem taxă pe noapte de cazare. Aici este pe zi, aici este pe noapte. 2 lei mi se pare foarte mult, orașul Slănii Moldova are 1 leu pe noapte de cazare. Iar în documentație aici spune fiecare societate cu ce să prezinte, cu balanța de verificare și cu situația analitică a veniturilor. Deși această taxă este pe noapte de cazare, bănuiesc, sau pe zi, că nu știu cum o să-i taxăm pe zi, dacă se duc să stea o zi. Există un registru a persoanelor cazate. Nu cred că e necesar să prezinti balanța privind veniturile, deoarece fiecare are un alt cost, un alt tarif. Pentru single este un tarif, pentru dublă nimeni nu va putea face acest cost după o balanță și după o situație a veniturilor.
cred că corect era să se prezinte registrul persoanelor cazate pe noapte și atunci calculul era foarte simplu. Undeva la articolul 4 se spune că se pot depune în timpul anului declarații rectificative. Acum întreb eu, ce să mai rectificăm dacă o persoană doarme noapte? Rectificăm pe două sau pe niciuna? Cum e posibil așa ceva? Să rectificăm o persoană care doarme o noapte. În ce sens? În cursul anului? Mai mult sau mai puțin sau cum bate vântul? Eu n-am înțeles. Dacă poate să răspundă cineva la această problemă. În cazul în care se constată că declarația nu a fost corectă și vine un control, da? Curtea de conturi. Și din declarația contribuabililor este că, nu știu, a declarat 5 zile și de fapt erau 6. Vine cu o declarație rectificativă. Asta era ideea. Și cum veți calcula atunci după o balanță în funcție de... Dar nu după balanță. Că așa scrie aici la... Și după balanță, pentru că registrul este într-adevăr documentul care atestă lucruri, că au stat sau nu au stat cazați acolo, dar veniturile din cazare sunt evidențiate în balanța contabilă. Mă gândesc că normal ar fi ca să ne prezinte și acel document, să vedem că nu se fac venituri la negru. De asta s-a solicitat așa. Dacă tarifele sunt, cum am zis și mai devreme, sunt diferențiate, nu văd cum puteți face un astfel de calcul pe venituri. De exemplu, dacă au 1 miliard de lei, ce taxați? Adică, cât din nopți? Cred că am fost destul de explicită și aceste taxe care nu au înființate, PSI, apărarea, așa, care nu au fost, eu cred că agenții economici sunt destul de îngreunați cu aceste taxe care le majorăm. Mai punem și altele noi. Târgu Ocna este un oraș destul de sărac. O să omorâm toți agenții economici care de altfel se regăsesc și printre consilierii noștri și... În loc să-i ajutăm, noi punem fel de fel de taxe. Am văzut că au crescut și taxele pentru concesionari. Mai sunt agenții economici care au concesionat anumite terase. Îi omorâm de tot. Le-am crescut și pe asta. După ce plăteau destul de mult, le îngreunăm și cu aceste taxe. Eu și, așa cum a spus și colegul meu, domnul Rusu, nu sunt de acord cu majorările de taxe, nu sunt de acord cu taxe noi, instituite asupra populației și drept pentru care o să fiu împotrivă. Vă mulțumesc. O întrebare, ca să mă înțeleg. Aveți și o propunere în sensul taxei care le-a dat un exemplu pe taxa de turism? Adică da, am spus că... E mai puțin sau... Am spus că... O propuneți ca un fundament sau doar ați făcut-o ca... Nu, deci nu sunt de acord pentru că omorâm toți agenții economici. Dacă ne uităm la colegii noștri care cazează și ei din când în când, îmi mai pun și 2 lei pe... Oricum n-am înțeles dacă pe zi sau pe seară, că la 4 scrie pe zi, la articolul 8 scrie pe noapte. Nu propuneți și ca un amendament, adică să nu fie 2 lei, să fie 1 lei, să fie 1 lei. Las la aprecierea colegilor mei, nu propun. Vă mulțumesc. Fără imposte și taxe locale, orașul nu poate funcționa. Și deși opoziția tot timpul a fost constructivă la Târgu Ocna, așa înțeles solicitările executivului, trebuie să înțelegem că aceste taxe și impozite locale nu sunt pentru salariile, sau numai pentru salariile funcționarilor din primărie. Noi avem un oraș investiții pe care dumneavoastră le-ați aprobat, noi le-am propus, și ele trebuie susținute. Și aș aminti doar câteva. Proiectul pe infrastructura turistică de 5 milioane de euro, suntem în ultimă fază și el va fi implementat începând de anul viitor. Acolo avem o parte de cofinanțări care ne vine nouă, tot ce este neeligibil. Ne-am angajat că pe poimul apă și canalizare, dorim ca tot orașul să schimbăm rețelele de canalizare și apă, cele care nu au fost schimbate până acum. Și în aceste condiții, noi ne-am angajat că de la 2% cât avem acum cofinanțarea, vom merge până la 10% ca să avem prioritate și să putem rezolva această problemă a orașelor și a cartierelor care nu au canalizare.
Avem de asemenea proiectele pe PNDL cu străzile și la toate aceste proiecte avem nevoie de bani pentru a le cofinanța și a putea duce la bun sfârșit. Avem de asemenea o situație, vedeți și dumneavoastră în presă, impostul scade de la 16% la 10%, se încearcă mărirea cotelor defalcate din impostul pe venit de la 41,5% cât a fost acum să se meargă spre 60-70%, nu știm ce se va hotărâ în final, însă gândiți-vă că este o diminuare care propunerea noastră a fost cu 25%, depășeam puțin veniturile de anul trecut, cu 15% sperăm să ajungem la veniturile care le-am avut în acest an. Ca să le putem dezvolta, trebuie să putem cofinanța aceste proiecte. În această perioadă, avem proiectele pe grădinițe, avem creșa nouă care se face, cele două grădinițe care vor fi reamenajate, reabilitate și extinse. Lucrăm acum la proiectul pentru cele două școli generale și știți că colegiul are deja proiectul într-o fază avansată, așteptăm să semnăm contractul. Toate aceste proiecte să le putem derula, trebuie să le cofinanțăm și sigur să putem să facem proiectele, fără proiecte nu putem obține finanțări. Deci eu v-aș ruga să aprobați aceste măriri. Propunerea comisiei este acceptabilă, în sensul că ajungem la nivelul acestui an, din ce estimăm noi acum. Nu știm foarte exact ce se va întâmpla, pentru că nu se știe la această oră cum va fi bugetul național consolidat. În ceea ce privește taxele speciale, care le introducem acum, este vorba de acei 2 lei pe care fiecare turist îi plătește când vine în localitate. Nu afectăm agenții economici. Întotdeauna s-a plătit de către turist acea taxă de stațiune și 2 lei pentru un cetățean care vine într-un Bocna, nu cred că este mult, se practică în toate localitățile, în toate stațiunile și a trebuit să o practicăm și noi, să o facem și noi pentru că noi n-am avut-o până acum. Cea de-a doua taxă pentru pompieri, noi avem un echipaj de pompieri, avem mașina, sunt niște costuri și și la Curtea de Conturi, care a fost, ne-a recomandat că am putea să recuperăm o parte din aceste cheltuieli prin această taxă. 15 lei pentru o gospodărie pe an nu este o sumă mare. De asemenea, comisia a redus de la 50 la 30, avea o propunere la 30, înțeleg că e 30, că e 50, dumneavoastră veți hotărâ, iar pentru o societate pe acțiuni, în oraș avem două societăți pe acțiuni, Salina și și cum vreau să dau. 300 de lei pe an pentru această activitate, nu cred că este foarte mult. Ați văzut că noi încercăm cu aceste sume să facem mai mult prevenție decât intervenții, pentru că și în acest an, de exemplu, și vreau să știți și dumneavoastră, la unitățile școlare ne ocupăm noi de tot ce înseamnă centrale termice, tot ce înseamnă pericol de incendiu, autorizația care se obține de la pompieri. Pentru că nu poți să lași unități de o asemenea importanță pe seama celor din școală care nu au pregătirea necesară. Tot această formațiune pe care o avem noi se ocupă de aceste probleme. La bătrânii care au probleme s-au făcut controle, prevenție, s-au verificat sistemele de încălzire. La clădirile pe care le avem noi în proprietate, la fel, mergem și facem aceste controle și, sigur, am mai avut câteva incendii, dar acestea sunt nu le dorește nimeni, mai bine face muncă de prevenție decât să le avem. Activitatea o vedeți și dumneavoastră, noi spunem că este bună,
avem un echipaj din 6 persoane, mașina, dotarea, trebuie să funcționeze. Sigur că atunci când apare un incendiu, ei intră sub comanda unității militare de la Onești și atunci toate dispozițiile sunt respectate de toți cei care participă acolo sub comanda armatei. Azi am avut și incendiu de la Vâlcele. Mașina noastră a ajuns prima, sigur că incendiul a avut proporții mari și distrugerea a fost mult mai mare. Aceasta este situația. Eu cred că orașul poate suporta aceste impozite și taxe locale, pentru că, practic, și dacă nu putem duce aceste proiecte la bun sfârșit, impactul este mult mai puternic asupra localității. Noi de 6 ani de zile nu am mai mărit aceste impozite, doar dacă le-am mărit codul fiscal, în Consiliul Local le-am menținut. Și noi suntem interesați să nu mărim fiscalitatea, să poată cetățenii orașului și societățile comerciale să suporte cât mai ușor aceste impozite și taxe, dar trebuie să ne gândim că în condițiile anului 2018, când se reduc mult veniturile, nu există altă soluție, dacă găseam o altă soluție, o aplicam, decât să mărim aceste taxe. Mulțumesc. Și vă rog să le aprobați așa cum le-am propus, de fapt, amendamentul Comisiei de 15%, am discutat, am fost și eu prezent la comisie, propunerea s-a făcut de către consilieri din comisie și cred că este un coeficient acceptabil și care nu va opri dezvoltarea investițiilor în orașul și a orașului în general. Mulțumesc! Aș dori o precizare legată de taxa pe tip de zi, dacă cumva se referă la acele unități care evrează bonul de intrare, de exemplu, într-o bază de tratament, la un strat. Probabil că la asta preferim, nu? Domnul, nu este o greșeală acolo cu zi și noapte, știți? Nu. E pe cazarea pe noapte. E o greșeală acolo. Când a zis o zi, asta înseamnă de la 12, zi hotelieră. Acolo s-a încercat să spună zi hotelieră. De la ora 12 astăzi până la ora 12 a doua. Deci, acolo o să modificăm. Și o spune zi hotelieră ca să nu mai apară. Asta e apărerea. Asta e apărerea. Asta e apărerea. Unitățile care au doamne de tratatul ăla să nu mă apărerea. Nu este corect observația, ne-am însușit, o să a scris într-un loc. Zi persoană. Și o spune zi hotelieră. Și la de persoană. Și atunci am corectat. Zi cazare. Da. Da, cuvântul domnului Grozav. Vorba tot de taxa asta de 2 lei, nu e o sumă prea mare, dar se pune problema că noi care avem pensiuni, hotelul din principiul la noi, avem o mică recepție și se contabilizează tot. Deci noi trebuie să plătim. Cei care au apartamente și cei particulari, cum vor fi taxați? La fel ca dumneavoastră. Dar ea nu se știe că are un client sau nu. Deci aici e problema, că e concurența neloială care intervine tot timpul la noi, pe zona orașului și la alte zone, numai la alte să practică. Dar nu e corect, nu se plătească și altul. Ori plătim cu toții, ori nu plătim niciun. Deci așa, asta e problema și așa ar trebui să fie verificat și persoanele. Căutăm pe bugin, pe unii căutăm, vedeți că-ți dați. Cazez la apartamentul numărul cutare. Am locuri libere în cutare loc. Și nu e corect. Adică trebuie controlele să fie cum le avem noi, să le aibă și alții. Dacă vrem să facem ceva, dacă nu vrem să facem ceva. Adică vreau să da, observația domnului Grozav este corectă și vom avea grijă ca toți cei care au această activitate să mai intervin eu o dată, că a tras atenția totuși taxa asta pe timp de zi și zic eu că ar fi în beneficiu bugetului local, pentru cei care într-adevăr vin și folosesc sanatoriu, folosesc baze de tratament, ce avem în localitate, părerea mea că 1 leu pe lună, deci dăm deoparte ceea ce am discutat până acum. Trebuie să instituim și o taxă pentru cei care vin și se folosesc de baza noastră de tratament. De exemplu, din Salină, din nu știu ce alte straturi mai avem, că avem alte societăți comerciale care desfășoară anumite activități pe termenul ăsta.
Hai că să... De ce nu? De ce să plătească mai Târgu Mureanu și cei care vin în Târgu Ocna să nu plătească o taxă? De ce când mergem în altă localitate plătim taxă de parcare pe oriunde? Nu mai există aproape localitate unde să nu plătești taxă pentru că ți-ai parcat mașina undeva. Noi n-avem, dar măcar pentru turism, hai să-i facem și pe cei care vin în Salina să plătească, că să adună niște bani, dar nu. Da, domnul Nuțu, eu mă bucur că asta gândiți corect, că Lucatania se poate dezvolta. Noi analizăm și alte taxe. De exemplu, Zemeșu a instituit o taxă și Dosteana pentru mașinile care transportă materiale de un anumit tonaj. Ne gândim și acest lucru. De asemenea, cu parcările vom termina străzile care le avem. În această iarnă vom face inventarierea acestor parcări și va trebui să stabilim și noi taxe de parcare. Dacă nu găsim și alte surse, nu vom putea să înaintăm, să dezvoltăm proiectele care le avem și sigur că ceea ce spus noastră este corect și noi vom analiza acestea. Dar astăzi o să alină la o leu? Nu, e de analizat, sigur, da, e corect. E corect, mai ales că noi asigurăm parcarea acum pentru ștrand vis-a-vis de Salina și sigur că vom discuta și cu Salina și cu celelalte și încercăm să găsim o variantă. Da, mulțumesc pentru observație. Chiar mă bucur că a ridicat problema Salinii. Când e vorba și-a ajutat, nu prea am văzut acolo. De când e vorba de la taxi, hai să ne vorba pe Salinii. Drumul ăla e sub orice critică, deci nici mare sens să mai comentăm, dar hai să mai băgăm o taxă, că nu destulă în jurături, iau eu în curte acolo, e nenorocire aici, mai băgăm o taxă ca să niște bani la urmă. Eu zic că încă e mare, 15%, și ar trebui doar 5 ca să fie o propunere, așa am și propus-o la comisie. Și vă spun și cum ați putea o rezolva. Acum încasați aproximativ 60% din mărul. Ia ieșiți pe, nu știu cât e. Dar nu e mai mult de 60, cred. Da? 75. 75. Dacă lăsați la 5% și ieșiți și faceți colecta, să vedeți că se face 80%. Și nu trebuie să măriți nici o taxă. Și nici cu noapte, nici cu zi, nici cu Salina. Mulțumesc. Domnul, să știți, s-a spus de 2 lei, că nu-i mult pentru turist care vin, dar adică, dai 2 lei în plus, dar tot de agentul economic vor fi plătiți acest 2 lei. Dacă colegul nostru, Nelu Grozavu, închiriază o cameră cu, nu știu, 50 sau 100 de lei sau cât o închiriază, cu siguranță nu poți să-i spună, nu, dai 102 lei. 100 de lei și 2 lei tot ea nu plătește. Și asta este. Nu se taie chitanță. Se taie chitanță separată. Ai un chitanță separată. Dar așa trebuie. Dar la mare, la Mamaia, nu-i tot așa? Dar spune că tot așa este. Se taie chitanță separată 2 lei pentru taxa de... Dar ei cred că tu ai și tai 2 lei, tai chitanță din 100 lei. Nu-i face 102 lei. Deci rămânem tot puțin. Și eu plăti hotel 150 de lei și m-am mai pus să plătesc un leu taxă, un workshop, unde e aglomerat, unde e aglomerat 100%. Dar noi care ne rugăm de clienți, să ai 5 clienți, 6 clienți, deci am 45 de locuri și mergem acum și n-am decât 2 clienți în pensiune. În perioada? Deci în perioada asta îți convine să dai în loc de 100 de lei, să dai cu 50 de lei, numai să ai clienți și nu ai. Deci să spun că la noi, în afară de Acus, pe orașul Pelcomna, nu merge nimic și tu. Deci poate să confirmi ceilalți clienți. Deci atâta Augustul ce se mișcă la plin, dar în rest, bate vântul, nu să scoți nici întreținere. Domnul Ghivea, ce ai zis? Vreau să reamintesc colegilor că acum 18 luni am rostit cu mâna pe Biblie câteva cuvinte acolo și spunea cam așa, că vreau să respectăm Constituția și legile țării și să facem cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea noastră pentru binele locuitorilor. Nu să ne punem bine. Asta nu este un bine. Punem un bine. În momentul în care noi nu le-am oferit absolut nimic în ăsta, că spre ce lume. S-a închis o stradă principală, auto. Toți care parcau mașinile acolo au fost obligați să-și mute în altă parte parcarea. Nu a creat nimeni un loc de parcare. Nu le-a oferit nimeni un loc de parcare. S-a spus, nu pronunț cuvântul, s-a promis. S-a spus că pentru curățenia și siguranța cetățenilor, celor cetățeni care plătesc impozite și taxe, se vor monta camere de supraveghere. S-au trecut 18 luni, nu s-a făcut nimic. S-a spus că se vor asfalta străzi. Bun, prin PNDR s-a
s-a asfaltat câteva străzi, între care și Daniela Caurea, care mulți nu știu unde este această stradă, care nu are niciun interes turistic, economic. Mai important era strada Cimitir, care leagă un cartier, care duce către un cimitir. Care... Concluzia mea este că nu putem să le cerem la oameni mai mult, atât timp când nu le-am oferit nimic. Ceea ce spunea și domnul primar. Terminăm cu străzile și le vom pune taxă în incintele blocurilor pe parcări. Tori, fără parcări întâi. Am mai spus-o și în ședințele anterioare. Asfalt, trasat, luminat și apoi le iei bani. Păi ce mai făcut când aveam bani? Când am mai salariu. Încă mă repet, nu putem să le cerem până când ne oferim. PNDL-ul sunt bani guvernamentali, cu oarecare cofinanțare. Mulțumesc. Domnul Ilie, vă rog. Aș vrea să ne amintim într-o oarecare măsură pentru cei care sunt mai vechi în Consiliul Local, în Consiliul Local, că această problemă a taxei de stațiuni sau taxei de vizitare a orașului a mai fost amintită. Nu mă exprim ca fiind împotrivă și de regulă. Vreau să vă spun, dovadă este și faptul că suntem în opoziție unul cu altul și chiar și la unitate, să știți eu cu domnul Iară, suntem ca în opoziție. Eu sunt în administrație și dumneavoastră în sindicat. Dar aș vrea să vă spun că de regulă ne înțelegem la niște lucruri pentru că încercăm să le judecăm. Nu neapărat că trebuie să nu fie instituită o taxă, dar ar trebui să ne gândim în prima fază, după părerea mea. Poate e greșit ce spun, dar eu aș zice să fie puțin analizat acest aspect. Să ne gândim încotro vrem să ne îndreptăm cu acest turism. Pentru că dacă se face turism, toată lumea, vedeți, ne batem pe taxe de cazare. Pe taxe dacă e zi, dacă e noapte. Dar statutul de oraș turistic inițial de interes național și pe urmă de oraș stațiune a fost obținut pe seama Salinii și a fost obținut până la urmă pe seama izvoarelor din parc. Alte obiective extraordinar de atrăgătoare la vremea respectivă când a venit ministrul Agaton pentru prima dată în oraș. Nu erau. Și ne-a oferit acest statut. De atunci au început să se dezvolte și pensiuni și alte activități și mă bucur. Eu personal mă bucur. Asta așa ca să dau un răspuns în paranteză și unui coleg mai vechi a nostru de aici, care cam nu știe despre ce e vorba când e vorba de turism și de Salinii. Dar eu vreau să vă spun un alt aspect important, care aici îl susțin pe domnul Iară, în ceea ce spun. Haideți întâi să rezolvăm problemele, să arătăm oamenilor că ne interesează venirea lor, să vedem unde vrem să ne îndreptăm. Vreau să vă spun că anul acesta vom atinge 250.000 de vizitatori. Este un lucru bun pentru orașul nostru. Este un lucru bun pentru toți cei care dețin pensiuni. Și consider că dacă încercăm să facem niște parcări civilizate, chiar și la noi, la unitate, chiar și în oraș, dacă încercăm să rezolvăm situația acestui drum, pe urmă, cred că merită să analizăm și o taxă de stațiune. Dacă taxa de cazare e sau nu e legată de acest aspect, este o altă problemă la care eu mă abțin din punct de vedere al cuantumului, așa cum spunea și doamna Leulea, că nu știu, cred că sunt alții mai îndreptățiți care să ne spună. Sau poate chiar luăm exemplu altor stațiuni în acest sens, dacă e bine 2 lei sau dacă e bine 1 lei. Vă mulțumesc frumos. Ai dorește cineva să ia cuvântul? Aș vrea să zic de la început că nu cred că niciunul dintre noi ne face plăcere să discutăm despre acest subiect. Dar trebuie totuși să dăm dovadă de maturitate și să gândim mai mult decât simplist, adică faptul că luăm niște bani de la oameni și că punem niște biruri. E adevărat, domnul Iulea, că într-adevăr le luăm niște bani la oameni, le punem biruri. Dar pentru cine le luăm?
le luăm pentru noi, le ducem acasă, le ducem la careva dintre noi, le punem, eu cred că le punem tot pentru cetățean. E adevărat că atunci când cer un om din orașul Târgu Ocna un leu, e normal să nu te privească cu oi buni. Dar dacă o să-i oferim pe lângă leul ăla pe care îl dă și apelăm la conștiința lui și oferim încă nouă aduși de la guvern, aduși de la fonduri europene, de la PNDL, de la etc. Pentru că nimeni nu-ți dă un leu în Uniunea Europeană sau de la proiecte de dezvoltare fără ca să vii și tu cu o participare. Deci, tendința mea este să facem apel la toți cetățenii să înțeleagă că noi aici nu suntem numai puși ca să le luăm birul, ci suntem puși în așa fel încât să găsim soluții care să se răsfrângă asupra lor beneficiile acelui leu sau acele impozite și taxe. Nu cred că vreo unul de aici care vom vota, poate, taxele și astea de impozite, ne face plăcere să le votăm. Dar ne gândim, trebuie să ne gândim și la perspectivă. Așa cum în familie nu putem să obținem dezvoltarea, nu putem să obținem ceva în casă fără să facem un mic sacrificiu. De asta îmi pare foarte rău că trebuie să aducem la cunoștința cetățenilor că le majorăm taxele și impozitele cu 15%. Dar sper ca peste ceva ani să fie mândri cetățenii și să fie conștienți că au dat un leu în plus, dar se mândresc cu orașul lor. Și spre deosebire că dacă dumneavoastră ziceți că n-ați văzut nimic că s-a făcut în orașul ăsta, eu chiar cred că de câțiva ani încoace, cel puțin un an sau doi, s-au făcut niște lucruri. Și se vor mai face. Bă, și cifrele o dovedesc. Faptul că a spus domnul Ilie că a crescut turismul și anul ăsta ajungem la 250.000, eu mă reamintesc în 2012, când eu am plecat la București, era 100.000 de turiști. Deci, de 2,5 ori s-au majorat numărul de turiști. Deci, și ce să vă mai spun? Haideți să ne uităm câți cetățeni vin în orașul Târgu Ocna și își cumpără locuințe. De ce? Pentru că este mai atractiv orașul. Nu putem să le oferim nici canalizare, nici apă, nici străzi, nici parcuri, nici parcări, nici nimic absolut, dacă nu poți să faci un proiect și la care să participi cu cofinanțare. Nu se poate numai cu idei și intenții. Deci trebuie să le cerem cetățenilor să sufere. Asta e situația. Vă mulțumesc. Dacă îmi dați voie la repetă... Domnul Trebenu, să vă mulțumesc, doamna președinte, domnul Bucur, atentat foarte bine. Eu m-aș referi doar la taxele care îi privesc pe cetățenii care nu sunt din localitate. Și acestea sunt bine venite, pentru că noi, cei mai mulți dintre noi, am mers în diverse țări și am văzut că peste tot există taxa de stațiune. Noi dacă punem aceste taxe de stațiune, e clar că îi protejăm pe ai noștri, pentru că vin niște investiții. Așa cum vin în Salina, cum am spus mai devreme, 250.000 de persoane, vă dați seama că un leu de la fiecare, leu care nu afectează cetățeanul orașului nostru, dar îl ajută. Și un leu nu se simte foarte mult pentru cel care vizitează Salina, dar un leu de la fiecare, ori 250.000, ca un exemplu, înseamnă 2 miliarde și jumătate de lei vechi, care ne ajută să amenajăm parcări. Deci, orice taxă care e în afara cetățeanului de aici, în localitate, e bine de mult. Deci, mai ar trebui să identificăm cât mai multe taxe de genul ăsta. Că îi protejăm pe noștri și vă mulțumesc. O scurtă completare, doamnă președinte, dacă mă permite, vis-a-vis de chestiunea asta. Și eu, credeți-mă, că țin la Salina, domnule, că dovadă este că am fost cum am fost. Dar asta nu m-a împiedicat ca și atunci când eram director general să fac o propunere și domnul primar la acest mandat. Păcat că nu s-a chestat la acea propunere. Am făcut o propunere la momentul respectiv să se instituie două taxe. Una pe fiecare tonă de sare de 2 lei și una de 1 leu pentru fiecare turist care intră în Salină. Și atunci mi-am și găsit soluția, pentru că la București discutasem chestiunea asta, nu era o chestie de pionerat, pentru că la Salina Ocna deci s-a reușit a se face drumul care era de centură, care făcea legătura cu orașul și cu Salina,
Iar mai avem din Gulmea, de asemenea, s-a asfaltat o stradă, tot pe instituire unei astfel de taxe. Și cum să zic eu, ce reprezenta practic diminuarea profitului SNS-ului cu cât ar reprezenta acum pentru Salina dacă s-ar fi pus acele taxe? Ar fi 250 de mii, la 250 de turiști ar fi 250 de mii de lei. Plus la 100 de mii de tori ar mai fi 200 de mii de lei de acolo. Oricum, eu sunt sigur că Salina Târgovna face profit anul ăsta peste 800 de mii. Dacă s-ar găsi de la nivelul central, să mai lase niște bani și la asta locală. Pentru că, din păcate, nu s-a mai făcut nicio investiție, nici de la nivelul SNS-ului, în Salina Târgovna. Ca să zici că, bă, măcar nu se duc niște bani de la Târgovna la București, că se întorc cumva prin investiții. Dar, din păcate, Bucureștiul, SNS-ul, nu mai face investiții în Salina Târgovna. Eu, cel puțin, știu că nivelul de investiții este destul de redus. Așa că, mai diminuăm și noi de la Consiliul Local un pic din taxe, poate facem noi niște investiții. Nu. Dar nici nu vreau să vă dau răspuns pe moneda. Da, nu. Vă rog, cine mai vreau să dau cuvântul. Dacă nu mai dorește nimeni, vreau să vă propun următorul lucru. Legat de taxa serviciului situației de urgență, da? Discutați de 15 lei. Împărțiți 15 lei la 12 luni. Nu mai spun la 30 de zile. Dar ce este foarte important să avem acest serviciu dotat, ca atunci când apar astfel de situații, să intervenim așa cum trebuie, dacă dumneavoastră considerați că e mult, îmi pare rău. Mai devreme s-a discutat de taxa, nu? Curățeți bine, doamnă. S-a terminat în spate, v-am auzit că e nesemnificativ, adică 15 lei pe an. Pentru relaxare, aș vrea să fac pe eu care am fumat 34 de ani, vreau să vă spun, după mine mi se pare un pachet de țigări cam slăbuț, deci calitativ, la nivel de an. Ce vorbim? Mi se pare că este acceptat. Un pachet de țigări poate să-l fumeze pe an orice familie. Nu are nicio problemă, nu are nicio problemă să se îmbolnăvească. Un pachet de țigări, dar cu 19 țigări. Da. Deci mai avem și alte discuții la acest subiect. Supun la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu amendamentul Comisiei Economice. Cu 15% impozitele, da. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude pentru suprafața de 2160 metri pătrați către Delgaz Vinghesa în vederea realizării lucrărilor de modernizare linie electrică subterană 20 de kV, stația Târgu Ocna, PT, punct de transformare 19, Târgu Ocna, punct de transformare 13, Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia pentru urbanism a zis favorabil în unanimitate. Dacă sunt discuții la acest punct de pe ordinea de zi, da, și vreau să întreb de ce tot dăm gratuit, dar colegul meu, Cristian, atunci spune că există lege care ne obligă să dăm gratuit, că chiar aș fi spus că, doamne, del gazul până la urmă ne cam jupoaie cu gazul, dar dacă există lege, asta este lege. Haideți să vorbim pe rost, să putem înțelege de autoritățile locale să dea cu titlu gratuit dreptul de uz și serviciu. Dacă vreau să domnul Iurean, să vă scrieți la drum, vă rog, da? Plecând de la regulile de bază, vă rog să vă înscrieți și nu vă rog. Vă rog. Nu, renunț. Vă rog, îi dau voi. Nu important. S-a discutat în comisia juridică, la fel despre acest lucru, că este lege, că dăm moaca la toți care vor să facă reparații. S-a încercat. Eu vorbesc din punct de vedere comerciant. Mi trebuie să-mi iasă ceva tot timpul când dau. Deci, haideți să încercăm o dată și o dată să... Și de gazul ăsta, mi-e jucoaie când mi bag mai mult aer în gaz și... Ei vor totul așa, degeaba.
Da. Vă mulțumesc. Și cer scuze, doamna președinte. Haideți să înțelegem puțin fenomenul. Vedeți ce spune acolo? Modernizarea liniei de 20 de kilovolți. Orașul Târgu Ocna are mai multe posturi de transformare. Și bine să știți și dumneavoastră că de la stația de 110 la transformatoarele de 20 avem în oraș aceste cabluri și noi încercăm acum și am făcut intervenții la ei, deci nu facem un favor. Doar încercăm să ne rezolvăm problema alimentării cu energie electrică a orașului. Dacă nu avem circuite duble, în momentul când apare o avarie la un post de transformare, atunci așteptăm două zile până vin să schimbe cablul. Și atunci, prin intervențiile pe care le-am făcut noi și în colaborarea cu ei, le-am spus să vină și să montăm circuite duble de alimentare. Acest lucru ce înseamnă? În momentul când ei vin să monteze cablul, regula este următoarea, trebuie să dăm autorizație de construire. Și atunci le cedăm doar suprafața care este ocupată de acel cablu. Dacă ați observat, se fac lucrări chiar în fața primăriei, da? Am avut o avarie acum 2 ani, am făcut o improvizație, am luat cablul de la blocul, de la bloc, până la postul de transformare. L-am pus la suprafață și acum el se introduce în subsol. Dacă ați observat că tot din aceste discuții care le-am avut cu ei și tot adrese și somații pe care le-am făcut, au început să repare și posturile de transformare. Vedeți aici la momentelor sovietici și cel de la salvare se repară. Deci de aceea trebuie să dăm acest teren pentru ca să monteze cablul. Dacă reușim să facem aceste bucle, aceste circuite de alimentare dublu, alimentate. Deci fiecare post transformare să aibă alimentare dublă pe rețeaua de 20, că ele sunt transformatoare de 20.04. Atunci orașul nu va mai avea acele trelupe. Și vedeți și dumneavoastră că imediat cum apare o avarie, în 3-4 minute vedeți că se aprind becurile iar. Deci ei cuplează al doilea circuit. Și au să facă aceste bucle de la dispeceratul care l-au jos în stație. Deci a trebuit să aprobăm ca să se face o lucrare în interesul orașului. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci supun la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu știu. Proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude pentru suprafața de 25 de metri pătrați către Delgaz Grid, S.A. în vederea realizării lucrărilor de înlocuire, izolatoare, în linie electrică subterană, 20 kV, Târgu Ocna, Salina, Județul Bacău. Comisiile. Dacă sunt discuții la acest punct, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu știu. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local Târgu Ocna, a imobilului situat în orașul Târgu Ocna, strada Costache Negri, bloc F1, parter, județul Bacău. Comisia juridică a disfavorat. Comisia economică a disfavorat. Dacă sunt discuții la acest punct, vă rog. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci nu avem. Și ultimul punct de pe ordinea de zi, informare privind vizita efectuată de primarul orașului Târgu Ocna în municipiul Ceadă Lunga, unitatea teritorială autonomă, Găluzia, Republica Moldova. Vă rog, domnul primar. După cum ați fost informați și dumneavoastră, orașul Târgu Ocna s-a înfrățit cu orașul Ceadă Lunga din sudul Republicii Moldova, din regiunea autonomă Găluzia și a fost la semnarea acestui protocol de înfrățire. Aceste înfrățiri pe care noi le facem este a patra localitate pe care ne înfrățim din Republica Moldova și aceste înfrățiri sunt benefice pentru orașul Târgu Ocna, deoarece vituiști din Moldova și, de asemenea, din Ucraina. Spre exemplu, pentru informarea dumneavoastră, la această oră nu avem niciun loc de cazare liber în Târgu Ocna și chiar sunt
Să nu ce are fane să mai rezervă. Să nu ce are fane să mai rezervă. Să nu ce are fane să mai rezervă. La celelalte pensiuni nu avem locul de dar ce să învățăm? Dacă la locul văzamul este, înseamnă că are o problemă. Să organizează. Ei sunt interesați de noi pentru a veni în salină și, sigur, dezvoltăm și relații culturale, grup de copii vor veni și duminică din zona respectivă la noi, copiii noștri vor merge acolo, artiștii noștri au fost acolo, vor veni și ei la noi, dar ați observat că și pe plan religios am avut colaborări, chiar surprinzător, cine a fost la Sfânta Barbara a văzut localitatea Cetatea Albă, protocolul la Cetatea Albă a adus de Sfânta Barbara cu binecuvântarea în altă Sfințitului Agatanghel, Mitropolitul Odesei, moștele Sfintei Barbara la Biserica Sfânta Barbara, de fapt le-a donat orașului și Bisericii Sfânta Barbara. Aceste colaborări sunt bune pentru că ei sunt foarte interesați de localitatea noastră. Și dacă numărul de turiști în Salina a crescut, o contribuție a avut și aceste frății, deoarece ei țin foarte mult la acest aspect și sigur că vin cu mai multă încredere în oraș în care există și aceste frății. A fost o zi, am semnat protocolul și ne-am întors. Ei sunt interesați și pentru schimburi comerciale. Viitor vom dezvolta și aceste relații. Agenții economici de la noi vom face o vizită în zona respectivă. S-a anunțat imediat după sărbători, după 15 ianuarie, un grup de medici de acolo să vină să vadă ce tratamente asigurăm noi aici pentru a putea recomanda celor de acolo și sanatoriul nostru. Să trec la suplimentarea ordinii de zi cu primul proiect, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, comisiile. Comisia juridică a disfavorată. Comisia economică a disfavorată. Dacă sunt amendamentul este că această rectificare de buget va include și rectificarea care o să aprobăm la punctul următor. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest punct, dacă nu se pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abțineri. Vă mulțumesc. Următorul cu proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern avizat de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor locale conform hotărârii numărul 5.972 din 19.12.2017. Toate comisiile am înțeles că l-ați avut. Comisiile, vă rog. Comisia pentru urbane este disfavorabilă. Disfavorabilă. Comisia economică a disfavorată cu amendamentul ca și la punctul precedent, adică această aprobare va ține loc și de aprobare pentru corecturile care se vor face la bugetul consolidat. Adică să mai trebuiască să mai rectificăm încă o dată bugetul și cu acest aviz, cu această aprobare, într-o altă ședință extraordinară și nu. Deci va fi totodată și acum operată și rectificarea bugetului consolidat. Da, observații. Este vorba de terenul de la fosta poliție. În sfârșit, după aproape un an de zile, am reușit să ajungem în faza finală. În sensul că, după ce am solicitat creditul la CEC, a trebuit să avem și o aprobare a Ministerului de Finanțe, este o comisie interministerială care aprobă aceste credite și pe data de 20 am primit și aprobarea de la această comisie, unde a fost analizat scopul și toate documentele pe care le-am prezentat pentru cumpărarea acestui teren. În acest moment, hotărârea pe care o dați dumneavoastră acum este cea finală, în sensul că pe data de 27, astăzi s-a vorbit cu proprietara, pe 27, doamnele din Germania vor veni aici, se va face contractul de vânzare-cumpărare,
Și apoi acest contract de vânzare-cumpărare se va duce la CEC, de la CEC la trezorerie și plata se va face în contul doamnelor, în euro, așa că niciun ban nu trece pe la primărie, ca să nu avem nicio suspiciune și nicio discuție. Și dacă sperăm ca toate lucrurile să decurgă, deci pentru că este sfârșitul anului și trebuie să făcute niște transferuri bancare, să decurgă normal și în anul viitor să fim proprietari pe aceste teren. Mulțumesc! Dacă sunt și alte discuții, domnul Rupă? Cu rugămintea că după ce o să se facă achiziția, să respectăm coloritul urbanistic de zona și să facem și noi clădirea tot roz, ca să respectăm. Mai sunt și alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă, două abținere? Domnul Roșe se abținere și domnul Măciucă împotrivă. Da, și în ultimul punct, referitor la informarea cu privire la obiectivul de investiții în reabilitare străzii, ați primit fiecare dintre dumneavoastră, dacă aveți întrebări, informarea. Aș dori să fac eu o completare. Faptul că se tot discută de strada Salinei și, din păcate, discută consilieri care stau de un an de zile în Consiliu și n-au înțeles nimic și aduc acuzii Salinei și primăriei, am făcut o informare pe care s-o trimiteți la toate ziarele și peste tot cei care doriți. Acesta este istoricul și vă rog să îl citiți și să vedeți unde credeți dumneavoastră că am greșit. Pentru că aici am dat cronologic tot ce s-a făcut cu acest drum și datele sunt publice. Acestea sunt datele adevărate și nu alte date că se pot asfalta în fiecare an, să scriu ce alte aberații pe care o vorbesc unii. Din păcate sunt și consilier și spuneam că s-a degeaba în Consiliu. Trebuie să înțelegeți că în acest pachet, strada Salinei, se găsește cu celelalte străzi. Nu vreau să intru în amănunte, aveți aici tot istoricul și vedeți, vă citesc doar ultima frază, având în vedere importanța acestui obiectiv, noi depunem toate eforturile pentru ca să se realizeze cât mai repede. Suntem acum în faza în care cel care a avut o licitație, comisia a stabilit că unul din cei 5 participanți la licitație a fost descalificat pentru că nu avea lucrări similare. El a contestat la Comisia Națională și contestația a fost acceptată, a fost reluată analiza și rămâne evaluarea tehnică și evaluarea financiară. Comisia lucrează să terminăm cât mai repede și aceste două etape și sperăm să putem face cât mai repede strada Salinei, care este prinsă în acest pachet de străzi. Investiția este de 4.549.000 de lei, din care până acum Consiliul Local a plătit, nu a plătit nimic, proiectarea s-a plătit tot din fondurile PND. Dar, într-adevăr, ne preocupă acest lucru și vă rog să analizați fiecare etapă și să vedeți dacă puteam să facem mai mult decât am făcut noi. Noi acceptăm orice părere, dar, de asemenea, v-aș ruga foarte mult să veniți cu propuneri, pentru că, asemenea, aberații, dacă le vehiculăm și pleacă și din Consiliul Local, nu sunt în regulă. Una din aberații este cea cu impozitul scăzut, mărit. Încercați să înțeleagă aceste probleme, ca să... Noi suntem un consilier local și am depus jurământul, cum spunea și Iulia, toți l-am depus, dar nu suntem cei care nu mai criticăm, venim cu soluții și încercăm să analizăm și să venim cu propuneri. Mulțumesc foarte mult! Aveți documentele, are rost ca să mai trebuie la mâine, dacă aveți întrebări. Domnul Aș vrea să aduc la cunoștința Consiliului Local și chiar a cetățenilor care se uită la noi că Salina Târgoviște este o unitate foarte importantă în această localitate. Aviz pentru cei care critică pe Facebook tot felul de nu vreau să intru în polemică cu ei, pentru că cred că n-aș termina niciodată. Vreau să le amintesc că acolo sunt aproape 220 de oameni care câștigă o pâine de acolo, și că
ăia acasă au 2-3 copii și o soție și ar trebui să facă un calcul câți oameni trăiesc din veniturile produse la sucursala Salina Târgoviu. Și că acei care critică, chiar fac trimitere, găsi de pe Vâlcele, părinții lor au mâncat pensie de la Salina Târgoviu. Deci să o lase mai moale cu critica că directorul e PSD-ist, că nu-i PSD-ist, că e incompetent, că nu-i incompetent. Nimeni nu știe, exact ca și în familie. Și eu pot să arunc acuze despre unul care are soția frumoasă sau nu știu ce. Dar numai el știe cum e situația. Deci care doresc să intre într-o contradicție cu Salina, să vină să ia relații de la Salina și le vă pune la dispoziție documente. Să vadă a cui e terenul, a cui nu-i terenul și că acele mașini care încarcă sare înseamnă venituri pentru acei oameni care trăiesc în Târgu Ocru. Mulțumesc! Domnul Cucur, vă rog! Domnul primar, e foarte frumoasă și inițiativa și valorabilă să dau niște explicații. Numai că, din păcate, oroarea mea nereferată cum rămâne. Că acum, noi ceea ce discutăm aici de aici, asta este prima de care cu domnul Băciucă și pentru cetățenii orașului de aici, ai Târgu Ocru. Dar toți din țara asta care au văzut pe ProTV și cum au fost defaimată Târgu Ocna, Salina și așa mai departe și care ar fi avut intenții să vină în Târgu Ocna și poate care ce-au zis când au văzut acolo, să mă mai duc acolo, ce să mai văd eu acolo, ce să mai stric mașina acolo și nu știu ce. Cui faceți servicii cu asta? Cum se vor fi împăcați cetățenii care au de pierdut de pe treaba asta? Oamenii trebuie să știe adevărul, domnul Bucur. Trebuie să știe adevărul că vin într-o stațiune bani. Domnul Măciucă, vreau să vă duc ce este cu vânt, domnul Măciucă. Lăsați-mi fiu foarte tare, eu nu l-am întrebat, dar... Domnul Măciucă, domnul Măciucă, plecând de la regulile de bază, încă o dată vă spun, vă scrieți la cuvânt, dacă nu vă rog să părăsesc ședința. Păi, dar nu se poate. Suntem oameni cu toată firea. Deci, vă rog acum, dacă v-ați spus... Ca să finalizez, dacă îmi permiteți, dacă știu dacă este de acord. Deci, până la urmă, revin la onoarea mea nereperată, ar trebui să luăm și niște măsuri. Și eu cred că am să intru foarte serios în a studia regulamentul și posibilitățile ca un cetățean, cu atât mai mult cu care este consilier local, să-i se poată atrage și anumite repercursiuni. Pentru că nu putem să defaimăm orașul și să-l facem în toate felurile și să aducem prejudicii orașului, cu toate că noi am jurat ca să sprijinim orașul, să să ajutăm orașul, nu să-i aducem de servicii. Pentru că eu nu văd unde este serviciul. Am prezentat un adevăr. Domnul Măciucă, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Aveți răbdare să termine și după discutați și dumneavoastră. Deci observăm că în anul 2016 nu s-a făcut nimic din materialul care este, nu s-a făcut nimic pentru strada Salina. Da? De pe atât în 2017 și la SC Total Proiect, EXE, asta este firma care nu răspundea la telefon domnului primar, de fapt. Da? Problemele care au fost și de s-a tărâgănat atât de mult construcția drumului Saline este pentru că materialele au fost prost întocmite. Asta au fost tot felul de probleme și așa mai departe. Un drum care trageți o frază din material, ci țin-o întreg. Țin-o întreg, nu-i trageți o frază. O să-l postez, vă rog frumos. Ce vă convine, într-adevăr, spuneți că ceilalți nu au dreptate și aduc prejudicii orașului. Nu aduc niciun prejudicii orașului. Am arătat situația de fapt. Da? Da. Ce-ați rezolvat, frumos? Și pentru dumneavoastră v-ați înscris cuvântul domnului primar. Deci face afirmația și incită oamenii de la Vâlcele, domnul Dăsu i-a luat pe cei de la Vâlcele și vă dați seama când cineva aude, un consilier spune că bugetul local are bani, că poate fi asfaltată strada în fiecare an, vă dați seama ce aberații poate să afirme un om nepregătit. A reclamat primăria Târgu Ocna, suntem la 7-a amendă pe care o luăm la mediu acum. Pentru faptul că dânsuită, că fiind în AGA, trebuie să vină cu propuneri la compania de, care se ocupă de gunoaie. Dânsul nu a înțeles nimic, nu înțelege, este o rușine pentru Consiliul Local și este păcat
că jignește ceilalți consilieri. Și eu vă rog foarte mult să citiți regulamentul, pentru că nu este normal ca să facă acum afirmația firma care nu răspunde mie la telefon. Așa habar nu are, habar nu are cum are loc o licitație. Eu nu cunosc nicio firmă din cele care se înscriu la licitație. Licitația are loc, domnul Măciu, că măcar atâta să înveți dacă n-ai învățat nimic. Că aici nu facem masaj. Aici citim documente. Deci o licitație nu o ține primarul. Este o comisie. Este un sistem electronic pe care fiecare își depune oferta și nu are nicio legătură cu primarul. Măcar atâta să înțelegeți. Este o comisie care se ocupă, comisia analizează și comisia răspunde. Nu are primarul nici cea mai mică intervenție. Problema care s-a ridicat și acum. A scris în toată presa că primarul a scăzut impozitul și a zis că a făcut această afirmație, care este o rușine. Și un analfabet putea să citească și să vadă că nu am scăzut impozitul la terenul arabil pentru că am eu terenul. Pentru că codul fiscal a redus acest impozit. Deci nu vreau să intru în polemică, chiar este o rușine pentru Consiliul Local că avem un asemenea consilier. Dar în aceste condiții, am dat la toată lumea să vedeți și nu trebuie extras din context. Am spus aici, s-a făcut proiectul din 2015. Sunt toate etapele care sunt aici, care trebuie să parcurse, pentru că dacă se putea face mai mult de atât, noi am fi făcut acest drum care este foarte important pentru noi și sigur că și toate drumurile, nu numai asta, acest drum, și gândiți-vă, vă rog, că eu îmi cer scuze, pentru că două zile domnul director de la Salina a trebuit să răspundă directorului general de la București. Și gândiți-vă că avea și altceva de făcut, în care se explice, domnule, cum a putut un consilier local să facă asemenea afirmații. Și trimite documente. La mediu. Nu avem săptămână să lungă garda de mediu. Măciucă a reclamat. Până când veți face acest... La mediu acest... de pe bună dreptate. Pentru că nu sunteți conform, domnul primar. Că dacă ați fi conform, nu ați dat la mea. Domnul, apar mai ce înseamnă conform. Da? Prestarea acestui... Domnul cu noi nu înseamnă ceva pentru orașul Târgoviște. Ascultați-mă un pic, apar. Deci dumneavoastră sunteți în AGA, sunteți în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate care adună cu noi, nu la adună primarul. Deci atât, un lucru elementar să înțelegeți. Și dumneavoastră în AGA analizați activitatea și spuneți ce trebuie făcut. Mulțumesc foarte mult. Eu aș dori ca în încheiere să vă doresc, fiindcă sunt sărbătorile, sărbători fericite, alături de cei dragi, un an mai bun, mult succes în noul an și să ne vedem cu bine și să realizăm cât mai multe obiective. Mulțumesc! Vă rog să nu încheiați. Nu închei. Să nu încheie domnul primar. Domnul Roșel, dați-mi voie. Nu închei, eu atât am. Vă dau voie, dar să-mi dați și mie voie după aceea. O clipă, vă rog. Domnul Ilie, vă rog. Da, eu... Chiar și eu vreau să rog pe domnul primar să nu încheie urările de sfârșit, pentru că s-a creat această senzație cu ședința. S-a terminat. Eu vin și cred că avem aceeași probleme de discutat, nu din alt context, și doar vreau să vă informez de masculești. Pentru cei care mă cunosc, poate mă reprezintă o problemă. Pentru cei care mă cunosc foarte bine, cred că reprezintă o problemă. Eu aș vrea doar să mă prezint în fața dumneavoastră, pentru că pe o astfel de atitudine, într-o perioadă foarte scurtă, să știți că sunt dispus să-mi dau demisia din Consiliu. Pentru o astfel de atitudine, eu nu voi ieși public, nici să mă disculp presă, nici din alte considerente. Vă informez pe dumneavoastră, pentru că suntem într-o echipă și suntem, chiar dacă suntem unii considerați la putere, unii în opoziție, eu într-un mandat anterior chiar am făcut precizarea că ar trebui la nivel local nici să nu ne intereseze coloratura politică și să ne respectăm, exact cum spunea și domnul Iulea, acel jurământ pe care l-am făcut, bineînțeles că fiecare dintre noi poate înțelege în manieră proprie cum să ne facem datoria față de cetățeni. Eu totuși, din 24 de ani de când sunt în orașul Târgu Ocna și lucrând la Salina, spuneam, într-o altă situație, n-are rost să vă rețin cu problemele mele, că am participat la Salina la foarte multe proiecte, din care chiar și cel mai important pe care îl discutăm, vedeți dumneavoastră zi de zi, este chiar
proiectul de mutare a acestei baze turistice de agrement, de tratament, cum doriți să o numim, chiar mutarea acestei baze a reprezentat una dintre problemele cele mai importante la care am participat alături de colectivul Salinei pentru a se realiza. Și vreau să vă mai spun încă un lucru pe care poate mulți îl știu, mulți nu știu. În anul 2000 se punea foarte acut problema închiderii fostei baze de turism. Pentru cine știe, poate să confirme, ITM-ul și schimbarea legislativă, pentru că nu erau două căi de acces la fosta bază de tratament, care avea, poate, până la urmă, o rezolvare, dar cu costuri extraordinar de mari și cu lucrări foarte importante, a făcut, în final, să luăm decizia de a muta acolo. E, mutarea acolo, am avut și o contribuție. Cât a fost, nu contează. Nu mă analizez eu acum fața dumneavoastră. Dar vreau să vă rog să înțelegeți. N-am făcut niciodată acest lucru. Am analizat competența oamenilor cu care am lucrat și a căror subordine erau în subordinea mea. Pe aia i-am analizat, că aveam drept. Dar n-am analizat niciodată competența nimănui. De asta vreau să vă rog să înțelegeți. Dacă o mașină a lovit cu un tablou electric, domnul Măciucă pune pe o rețea de socializare, care o vede la fel toată țara și spune pentru că s-a deteriorat acel tablou, este vorba de competența directorului sucursal. Regret trebuie să fac această afirmație în fața dumneavoastră. N-aș fi venit să mă spun, dar îmi pare rău. Când cineva face aprecieri la competența unuia dintre dumneavoastră, eu totdeauna am luat atitudine. Nu mi se pare corect. Și nu mi se pare normal să ne analizăm în acest mod. Dacă este de analizat competența directorului de la sucursala Târgu Ocna, sunt alții să o facă, care sunt pe meserie, care au acest drept, chiar dacă sunt puși într-o manieră, cum sunt acolo, pe o anumită treaptă ierarhică, dar nici de cum să vă exprimați dumneavoastră, domnul Măciu. Cu regret, îmi fac mea culpa în fața la toți oamenii și în fața cetățenilor orașului, la câte proiecte am participat și cât am ajutat din punct de vedere al societății care se numește Salina, dumneavoastră, nu știu, să vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți posibilitatea să ajutați la atât cât am ajutat eu orașul. Atât. Nu mai mult. Și cred că ar fi un lucru minunat pentru dumneavoastră. Din acest punct de vedere, nu o să ies niciodată să vă spun public, dar dacă mai continuați așa, eu, domnilor consilieri, domnilor colegi, vă spun. Îmi dau demisia pentru că din această postură de consilier am considerat că pot ajuta mai mult orașul. Dar se dovedește la fel de păgupoasă, exact cum spunea și domnul Cucur, cu onoarea cum rămâne. Noi muncim, ajutăm la inundații, dacă vreți, nu, eu nu vreau să amintesc toate aspectele. Ajutăm de câte ori, cred că o primărie nu are posibilitatea unei societăți comerciale sau unei regii autonome, așa cum a fost Salina. Dar tot la fel, cum spunea domnul Iaru, un domn din Vâlcele, poate cândva a făcut MNL pe lângă domnul primar ca să fie pe listele consilieri, pe lista de consilieri. Nu știu, domnul primar nu l-a putut, probabil, onora. Și vine și spune, dacă noi am făcut niște lucrări, că am avut un eveniment deosebit de important și am făcut niște lucrări de reparații clădiri, de reparații acoperișuri, spune, oare pentru cine se pregătesc aceste clădiri? Vă rog să înțelegeți. Nu am știință, nu am nicio informație. Dacă cineva are că se privatizează Societatea Națională a Sării, să spun, eu nu am știință. Dacă se va privatiza, să știți că pe noi ne va întreba foarte puțin, așa cum s-au făcut probabil și alte privatizări. Nu pregătim, și eu personal nu pregătesc chiar pentru nimeni aceste acoperișuri și aceste clădiri, dar să le fie rușine. Spun public aici, datorită faptului că nu cred că în loc să se bucure că se face ceva,
ar dori să vadă că sunt geamul sparte, că pică tempuiala, sau cine știe ce și-ar dori să vadă unii din această unitate. Și îmi pun întrebarea, unde este competența până la urmă? La cei care fac câte ceva sau la cei numai care critică? Din punctul ăsta de vedere, vă rog să analizați foarte serios, pentru că eu poate de multe ori mi-am lăsat familia cu probleme și am venit la aceste ședințe de Consiliu, poate de multe ori mi-am pus în cumpână cariera și am ajutat orașul, poate de multe ori mi-am pus în dificultate chiar propria persoană pentru a merge și a rezolva niște probleme pentru cetățeni. Iar astăzi vine un domn consilier și spune, n-ați făcut nimic, domnul Ilie, să închidea oare Salina? Dacă nu erați dumneavoastră, nu se închidea. Era altcineva. Nu-i nimeni din neînlocuit pe fața pământului. Cimitirile sunt pline de oameni din neînlocuit. Dar vreau să nu faceți. Vreau, domnul Maciucă, să nu faceți dumneavoastră aprecieri la competența mea. În primul rând este o diferență de vârstă, iar în a doua ordine de idei, nu sunteți cel îndreptățit să apreciați ce știu să fac și ce nu știu să fac. Lăsați-i pe cei îndrept să o fac. Cu asta vă mulțumesc. Nu vreau să aud nicio vorbă de la dumneavoastră. Din acest moment nu mă interesează ce spuneți. Spuneți ce doriți pe orice rețea. Faceți orice apreciere doriți dumneavoastră. Dar din punctul meu de vedere ar fi cazul să vă rezervați la ce ați făcut până acum. Stați în banca dumneavoastră și vedeți, văd de problemele dumneavoastră. Eu o rugăminte și un sfat, sunteți mai tânăr, stați liniștiți și faceți ceea ce trebuie și nu ceea ce nu trebuie. Vă mulțumesc frumos! Domnul Roșes, vă rog. Domnilor consilieri, realmente sunt siderat de ce văd și constat prin propriile simți. Avocatul din mine mă determină, chiar dacă n-am angajament din partea cuiva, să iau oarecare atitudine. Nu, nici n-apreciez, nici dezavuiez atitudinea colegului nostru Măciucă. Dar modul cum ați înțeles să înferați cu mânie proletară, ca într-o adevărată adunare de partide pe timpuri, unul din membrii care cumva calcă strâns sau știu au greșit, nu este de natură să vă ridice în fața cetățenilor acest comportament. De aceea, aș avea rugăminte la sfârșit de an, indiferent de gândurile sau comportamentul unuia sau altuia, să aveți mai multă reținere. Când puneți în discuție un membru al Consiliului Local, este bine să analizați regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local și să vedeți în ce măsură aveți sau nu dreptul de a pune la colț. Ca fost magistrat, constat că fără a fi un rechizitor bine alcătuit și prezentat de către o persoană autorizată, numai că nu l-ați și condamnat. Îmi pare foarte rău, azi poate fi domnul Măciucă, mâine pot fi eu sau alții. Nu așa se rezolvă. Nu acestea sunt relațiile legale între autoritatea executivă și autoritatea deliberativă. Nu am văzut demisiunea. Dacă astfel stau lucrurile, sau nu, nu cunosc. Dar modul cum ați înțeles majoritatea care sunteți aici să-l puneți la colț pe colegul Măciucă nu este corect. Vă spun
cu toată responsabilitatea. Asta este. Nu așa trebuie procedat. Mai dorește cineva da. Să ia cuvântul? Eu vreau să spun două cuvinte, pentru că domnul Roșeț a luat cuvântul și eu îi mulțumesc pentru modul cum a înțeles și vrea să apere un coleg. Îl apreciez cu tot respectul. Dar dumneavoastră, domnul Roșeț, ați fost prezent și la ședința noastră din comisia anterioară, când eu cu domnul Mărciucă am avut un schimb de replici. Astăzi, doar v-am informat pe toți consilierii. Vă aduceți aminte că eu n-am venit în întreg consiliu, am venit să încerc cu domnul Mărciucă să înțeleagă, să nu mai meargă pe această linie. Dumnealui, ce a făcut domnul Roșeț? Urmează, dacă nu, să vă uitați dumneavoastră și să vedeți că se întâmplă. Atunci a fost un interviu la o televiziune pe care spuneți că n-ați văzut-o. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Se poate vedea. Ca dumneavoastră vă faceți o idee. Dar după discuția care am avut-o aici și am zis că suntem bărbați. S-a greșit odată. Asta e. N-am mers mai departe. Dumneavoastră ce a făcut? Vine și analizează competența mea pe ce? Pe motivul că un conducător auto dă peste un tablou. Care este rolul, oare, a directorului unei sucursale? Să îi păzească tabloul? Să dirigeze șoferii? Sau credeți că sunt lucruri mult mai importante de a fi analizate și realizate de un director de sucursală? Eu aș întreba... Dumneavoastră l-ați sfătuit pe domnul Măciucă data trecută, măcar, domnule, nu e frumos și nu, cu simțul dumneavoastră de magistrat, să-i fi spus, domnule, nu-i corect ce face. Dacă dumneavoastră considerați că luările de poziții sunt corecte, eu mă închin și vă informez, chiar vă informez, că începând cu luna ianuarie, îmi dau demisia din Consiliu. Dacă considerați dumneavoastră că atitudinea este corectă. Înainte de a... Sunteți cel mai în vârstă dintre noi. Înainte de a vă da cuvântul domnului Roșeț, vreau să-mi explicați și mie despre ce este vorba cu punere la colț. Dacă vorbim, vorbim de fiecare în parte. Și trebuie să avem o atitudine corespunzătoare, da? Să nu strigăm unii după alții, cum de altfel se strigă și după mine pe stradă. Dacă vorbim, păi vorbim despre toată lumea, în egală măsură, după un regulament. Vă rog să răspundeți la întrebare, domnul Roșeț. Doamna președintă, bag seama că o am urmat la râs, da? Eu, cu tot respectul care vă vreau să nu mai oprim, da? Mi-ați dat cuvântul, da? Vă mulțumesc. Cu tot respectul care vi l-a datorez dumneavoastră și tuturor participanților la această ședință de Consiliu Local. N-aș fi luat cuvântul dacă nu aș fi fost siderat de comportamentul majorității. Ce s-a întâmplat în acea emisiune televizată, nu cunosc. Nu cunosc. Dar ce se întâmplă la ședințele de Consiliu, cunoașteți? Dar dumneavoastră, în ce calitate mă luați la întrebare? Eu în calitate de consilier. Pentru și coleg. Și vă spun și de ce. Ne acuzați mai devreme că punem pe cineva la colț. Nu punem pe nimeni la colț. Vorbim de disciplină, de regulament și de buna funcționare care trebuie să avem în cadrul acestui Consiliu. De cei 7 ani de acasă, încă o dată repet, pornind de la regulile de bază, despre asta vorbim. Știți că vă respect foarte mult. Dar dumneavoastră văd că faceți și educație cu noi. Nu, eu nu fac educație. Pornim la cei 7 ani de acasă. Eu vă rog frumos să nu mă întrerupeți și să luați ca atare intervenția mea. Atât și nimic mai mult. Există o anumită manieră de lucru pe care eu am respectat și o respect în continuare. Dar când observ anumite intervenții răutăcioase, unele așa, ironice,
la adresa unuia sau altuia dintre colegi, nu pot să stau deoparte să nu iau atitudine. Atât. Dacă ați înțeles din intervenția mea ce am vrut să exprim, bine, dacă nu, mai reflectați. Deci nu este corect, nu mulțumiți înainte de a termina. Așa. Deci, eu fac recurs la norme. Eu nu vorbesc după urechi. Deci, să se respecte ca atare cele două autorități, una pe alta, și să lucreze în folosul cetățeanului. Nu cumva autoritatea e mai prejos decât cealaltă autoritate și cumva unii consilieri sunt indezirabili și alții sunt pe placul nostru, da? Vă mulțumesc. Despre asta spune. Iar în ceea ce mă privește, ca un pic de replică la domnul consilier Ilie, eu nu sunt consultantul, nici sfătuitorul, nici a domnului Măciucă și nici altuia dintre dumneavoastră, numai dacă ca avocat mă angajează cineva. Deci, nefiind sfătuitorul domnului Măciucă, nu mă puteți acuza de nimic rău în comportamentul domnului Isac. Nu, am o singură precizare, dacă îmi permiteți, domnul Roșescu, cu tot respectul. Dacă îmi permiteți, doamna președintă. Da, vă rog frumos, da. Respectăm regulamentul. Dacă fii coleg, domnul Măciucă, vreau să mă considerați coleg și prin mine. Dacă se absolut. Poate, dacă nu, da. Aici e problema, că apărarea lui domnul Măciucă Suator. Fără bani. Eu vă întreb care este un onorariu. Ca să fiți coleg și cu mine și să vă apărați și bine. Bine, au dat în compatibilitățile care voi rog să știți că voi avea răbdare să spuneți un orariu în particular. Cum scrii și în sală, nu poți să fii slugă la doi stăpâni. Nu, da, poți. Așa că... Deci sunteți înțeleg că angajat la unul. Deja m-am angajat. Neoficial. Bine, trecând peste glumă. Am vrut să exprim doar această idee de respect reciproc. Nimic mai mult. Doamna președinte, vă mulțumesc, că să fiu foarte scurt pe șerea asta, pe muncii ședința. Este jenant pentru Consiliul Caldic că a ajuns într-o asemenea situație de a pune la dispoziție cetățenilor o piesă de teatru neplăcută. Eu aș zice că anul 2018 să facă, mă rog, să aducă o situație în care cele rele să se spele, cele bune să se adune, iar un lucru foarte bun să fie asfaltarea drumului Salina, care sunt convins că la începutul anului, nu din ianuarie, dar din primăvară, se va începe cu asfaltarea drumului Salina, chiar dacă sunt mai multe drumuri ce urmează să fie asfaltate, acesta va fi primul, pentru că asta este prioritatea. Deci cele rele să se spele, cele bune să se adune. Planul și la mulți ani. Având în vedere că s-a făcut cumva trecerea către... Să mai și zâmbim, să mai și râdem, să nu mai fie răutate. Aveam de gând să-i pun o întrebare, domnule Roșescu, dar am să-l rog totuși, în particular, după ce se închide ședința, să mă învățați și pe mine, că chiar vreau să învăț. Cum ar fi trebuit să procedăm noi, fără să ne înfierăm pe domnul Măciucă, dar totuși să fim și noi cât de cât apărați. Să rămân cu onoarea reperată.